Vă salut, mă numesc Felicia Crețu, jurnalistă la proiectul Media cu Sens și vreau să vă anunț că mâine publicăm o nouă investigație în care vă spunem unde s-a mutat de curând cu traiul deputatul fugar Ilan Șor. În loc să-și spășească pedeapsa de 15 ani în închisoare pe care a primit-o după ce a fost condamnat în dosarul fraudei bancare, Ilan Șor se mută dintr-un lux în altul și mai mare. Anul trecut vă arătam vila de milioane de pe litoralul Mării Mediterane, din Israel, unde a locuit în ultimii 3 ani, Ilan Șor împreună cu familia sa, după ce a părăsit Republica Moldova. Recent, acesta și-a schimbat ascunzișul, iar noi am reușit să-l găsim și de această dată. Mai multe detalii aflați mâine pe pagina noastră de Facebook. De asemenea, ancheta o puteți găsi pe canalul nostru de YouTube și pe pagina web cu sens.md. Între timp, urmăriți ceea ce facem în continuare, iar dacă vă place munca noastră, ne puteți susține cu o donație unică sau lunară pe PayPal sau Steady. Detaliile le găsiți în postare. Pe mâine!